Salutare, mă, să nu episodul peste 17, unde astăzi vom merge cu JCB Fast Track 8330 cu remorca de 7 tone la câmp, pentru că eu fac niște nutreți. Sper că vedeți UTB-ul cu jantele albastre, albe. Am ceva cu albastru azi. Și facem niște nutreți, pentru că, după cum vedeți, îmi scad banii și nu mai pot cumpăra nimic. Dimo de aici. Nu-i nimic, eu îl calc. Voi lăsa JCB-ul aici. După cum vedeți, are animații IC control. Uite, deschid ușa, salv volanul, închid ușa de jos cu tasta R. Îl știe foarte mulți. Lăsim normal, un UTB-ul cu volan de Dacia. Acum băgăm în spate. O să vedem, ne încadrăm. Pac, dăm un B, intrăm în brazdă, dar nu putem să vedem în cabină de fum, așa că ne vom uita din această poziție. Acum trebuie să o opresc, pentru că trebuie să întorc și nu mai are rost să o pornesc, nu mai are rost să o țin pornită. Voi face niște nutreți în siloza, pentru că am o combina destul de veche și tractorul foarte scump, JCB-ul. Am dat 205.000 euro când am început salvarea jocului. Și fix atunci am decis, gata, trebuie să-mi fac bani de o combina nou. Măcar un case axial 1660 sau un New Holland, de ce? Și o țin și pe aia, nu e problemă, pe aia o duc la terenul drepte și trăier eu cu TC-ul. Că nu o pun nici pe aia, că e păcat, am trăit la terenul 56 cu ea. O, mă, că știu că e aproape full. Deja știu că se face 7 tone de iarbă în ea. Bună, mă, opa, gata. Gata. Oprim ăsta, tragem în spate, avem și un Forestier, un 650M, cu rost de C14 pe spate, pentru că o să încep și la pădure câte ceva, și mi-am luat și o remorcă din aia Forestier, de leș după mașină. Uite, de aici, de la Gazon Next, am cumpărat platforma asta și cu aceasta de lemne. Mașina o găsiți pe net, Gazon Next, și o găsiți și cu alte mașini la fel, dar poți să le pui orice. Poți să le pui și fertilizator din ăla, bazin de fertilizator lichid. Și hai să terminăm cu vorba. Acum vom lega ultima remorcă. Dar avem plugul. Eu am mai avut o hartă de 20 de ore jucate, dar nu în continuu, adunate. Adică joc azi o oră, mâine o oră, mâine, poi mâine două, de cum, în funcție de ce timp am.
acum avem 28 de tone de nutreți. De nutreți neînsilozat. Shit. Dar când trebuie să închid eu porțile la garajul ăsta? Închide-te, bă, și tu. Să vedem cum mergem pe stradă, pentru că deja nu prea am loc să întorc. Pentru că mi-am luat ca nebunul 4 remorci de 7 tone. După cum vedeți, am acolo disc, cositor. Tether nu am pentru că nu mi-au mai ajuns bani și am închiriat unul. Și acum vom da viteză cu JCB-ul și vom ajunge acolo. Hai să prind becurile din mască. Acesta are IC control. Poți să-i aprind orice și ștergătoare, poți să-i pun aripile înapoi de joc fără. Oglinzile să le mutăm în ce poziție vrem. Putem să iluminăm aici, să punem lumină, să aprindem becurile. Aici să deschidem ușa și aici la fel, aripile. Aprindem cilofarele și avariile. Că suntem cu gabarit depășit. După cum vedeți, JCB-ul deja începe să încetinească. Pentru că am pus ca nebun câte o remorcă legată. Adică, am luat astea două primele din față. Asta roșia și cu ruginita, primele. Care au fost ale mele de când am început salvare. Și astea două cumpărate când am zis că mai trebuie încă două remorci. Uita și viteză prinde JCB-ul. Știți că e mașină de curse. Cel mai tare tractor de viteză. Uităm cât mai avem pentru până la biogaz. Mă măcesc că vine mașină. O să venim și pe la pădure să tăiem niște lemne. Pentru că vreau să fac niște rumeguș. Mamă, dați me. Această mapă este Dolina. Sconia Dolina. Are și tractoare care merg pe mapă și și au claxon ca acesta. Oprim și becurile din mască. S-a oprit. Așa. Dăm volanul, oprim motorul. Bun, fraților, cam atât cu acest episod. Nu uitați un like și subscribe. Pe mine m-ar ajuta foarte mult chestia asta, pentru că vreau să ating și o suma de 70 de abonați. Și așa, atât, oameni buni. V-am salutat.